Sigur că nici domnii Ciucă sau Ciolacu nici n-ar intra în standardele obișnuite pentru o audiție, să spunem, orală la o astfel de candidatură. Ei nu s-ar încadra, sigur, în termenii prescriși acolo. N-ar avea cum să intre într-o campanie electorală. Dar, încă o dată, soluția nu vine nici din altă tabără. Iar asta cu prezența lui Mircea Joană, după ce doamna Emilia Șercan i-a desființat teza de doctorat, susținută la Academia de Științe Economice din București cu vreo 20 de ani în urmă, spunând că domnul Joană a plagiat 79 de pagini din 279, ceea ce este evident un adevăr absolut. E greu să o contrazici pe doamna Emilia Șercan când vine vorba de plagiat, așa cum o făcuse și în cazul lui Nicolae Ciucă. Chiar și presa, obedientă și sigur la dispoziția candidaților, nici de cum a cetățeanului, să sfia în funcție de interesele politice, să-l denunțe și să-l calomnieze pe generalul Ciucă atunci când era vorba de plagiat. Jumătate din televiziunile din România n-aveau voie să vorbească despre asta. Mai bine de jumătate dintre jurnaliști nu puteau să deschidă gura. Cum nu poți să deschizi astăzi gura la campionatul european de fotbal după ce te-a furat arbitru. N-ai voie să vorbești decât dacă ești capitan de echipă. Așa era și acolo. Jurnaliștii n-aveau voie să discute despre asta, de ca și cum nu era în interesul cetățeanului să afle. Așa era și cu asta. Deci noi ne feream prin presă, da, amărâții ăștia care își spun jurnaliști, analfabeții ăștia, să ne spună că domnul general n-a plagiat. Acum nu știu dacă în cazul lui Mircea Joană va fi neapărat o tabără dintre asta care se va aduna în jurul lui să facă scut ca marele oltean să poată să candideze fără jenă după ce ne-a mințit pe noi toți fraudând o teză de doctorat. Sigur că el ar trebui să dispară din peisajul public pentru totdeauna. Aceste lucruri sunt evident reale, de altfel nici Mircea Joană nu le-a negat în dialogul pe care l-a avut cu Emilia Șercan, chiar dacă la un moment dat a încercat să spună că e o făcătură, că e un fake. Pe cum să fie făcătură, domnul Joană? Că doar campania electorală n-a început. Dar dumneavoastră nu sunteți președintele României. Mai sunt cum spune prostul de bucureștean, da? X sau N, corect, luni până când vom ajunge în faptul concret. Deci, în ce sens a fost o făcătură? Păi și dacă v-ar fi aflat doamna Șercan din Cartea Junglei, de exemplu, la 88 de ani, misterele, n-ar fi fost tot o făcătură? Că și Ion Iliescu ne transmite că, păi ce, acum ați venit, bă, fraților, să mă condamnați? Păi când, bre, nea Ioane, că atunci când erai la putere, nu ne lăsa justiția? Că nu exista. Nu este niciodată prescriere de fapte atunci când ai trucat, atunci când ai mințit. Nu e niciodată prea târziu. Da? Dar politicienii n-au altă placă decât asta și vin și ne spune, păi, da, lăsați că m-a prins pe mine acum. Păi, sigur, pentru că deranjam, a zis Mircea Joană. Începeam să deranjez politicienii. Deranjai pe dracu. Da? Are să-i reamintim domnului Joană că el era prostănacul pe care îl pomenea Ion Iliescu și că el s-a bucurat câștigând alegerile prezidențiale pentru mai puțin de o jumătate de noapte. Da? Nu e chiar așa de speriat prezența dânsului la alegerile prezidențiale dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că deocamdată domnul Joană nici măcar n-are o susținere de partid. El ar trebui să candideze incognito.